imagini del sistema, eccetera. La doua lentire este astfel încât imaginea primei lentire se face între distanța focală și lentilă. Atunci, conform celor afirmate, imaginea celui de-al doilea, celui de-a doua lentile, va fi numeală cilindrică. Se obține o imagine finală reală. Dacă obiectul virtual se va găsi departe de lentila, asta înseamnă în afara distanței focale, în imaginea finală a obiectului virtual, plasat pe axa OX, în punctul de coordonată X1, va fi tot o imagine virtuală. Asta e recapitularea, mâine dați programe. Subiectele sunt cunoscute. Dintre subiectele prezentate, vă rog să scrieți. Imagini formate în sisteme centrale. Timp de lucru până la sfârșitul. Timpul expiră, totul jos. Din păcate, Jina Mihai nota 3, un mic nivel. Guia Călin, nota 3, trebuie să înveți mai mult. Da, spune. Domn profesor, mă scuzați, puteți să repetați lecția într-un mod în care să înțelegem toți? Putem încerca și fără să ne bizuim pe calcule, observând experiența. Mâine o să vă prezint experiența. Veți repeta după aceea lucrarea de control. Imaginea este clară dacă ecranul este plasat exact în punctul X2 în care se formează imaginea. Dacă ecranul nu este plasat în imagine, imaginea este neclară. În momentul când am ajuns cu ecranul în poziția imaginii, imaginea este clară. Pe măsură ce cresc distanța între obiect și lentilă, imaginea se formează tot mai aproape de focal. Observați poziția în care imaginea este clară. Pe măsură ce apropie obiectul de lentilă, imaginea se va depărta și va fi tot mai mare. Dacă voi insera a doua lentilă, ceea ce este obiect, imagine reală pentru prima, devine obiect virtual pentru cea de-a doua. Și atunci va trebui să deplasez ecranul până în punctul în care se formează imaginea între focar și lentilă. Pe fișele de lucru prezentați toate situațiile semnificative care apar în cursul experimentului pe care l-ați observat și care prezintă pe ecran imaginea clară. Timpul în care trebuia să terminați lucrările se apropie de sfârșit. Vă rog atenție! Toată lumea, tocul jos! Domnule Popa, ajunge lucrările.
Moldovan Horia, o lucrare foarte bună, 10.00. Daniel Cocoș, prima parte completă, a doua parte completă, o mică eroare la ultimul subpunct, minus 10. Da, ce ușoară poate fi fizica asta, vă... Floare la ureche!